canalul meu sau bine ați venit dacă sunteți noi. Astăzi am revenit cu mult așteptatul Back to School Supplies Haul. Foarte mulți dintre voi ați cerut acest videoclip și eu abia așteptam să fac acest videoclip. Mi-am cumpărat o grămadă de chestii. Majoritatea caietelor le-am personalizat eu. Unele le-am luat din nu știu ce diferite magazine și librării. Am comandat câteva și de pe eBay. Acum cam două luni au ajuns destul de târziu, dar măcar au ajuns. Și da, ca să nu dureze foarte mult, haideți să-i dăm drumul. O să încep cu ghiozdanul pentru că e cam lucrul, cel mai esențial lucru dintre toate chestiile astea. Și este acesta, vi l-am arătat pe Instagram acum ceva timp. Îl ador, efectiv îl ador. Inițial nu vreau să-mi iau niciun ghiozdan nou anul acesta și să-l folosesc pe cel de anul trecut, dar când l-am văzut pe asta n-am putut să rezist, deci mă jur. E super, super, superb. Arată exact ca cele ghiozdane Kanken, nu știu dacă le știți, sunt foarte populare. Și albastru deschis, mai erau și pe kaki și pe roz deschis, nu-mi plac culorile alea, dar îmi place foarte mult albastrul. E foarte mare, încap foarte multe lucruri în el, ador, efectiv l-ador, e cel mai drăguț ghiozdan pe care l-am avut vreodată și doamne îți mulțumesc că l-am găsit, dacă nu am nevoie de ele. Am găsit pe eBay acest penar, este așa holo, nu știu dacă vedeți. Nu mai țin de cât a fost, dacă o să mi-aduc aminte o să scriu pe aici, dacă uit o să vă zic în comentarii, deci uitați-vă la comentariul fixat, pentru că de obicei întrebările astea pe care le aveți, de obicei le pun la comentariul fixat, nu mă mai întrebați atâtea chestii pentru că nu pot să vă răspund la fiecare. Mi-am luat de la Kaufland acest folder, mi-am luat ca să-mi pun toate testele, pentru că de obicei îmi pierd toate testele. O scrie aici, Love What You Do, este așa un albastru, e foarte, foarte drăguț și mi-a plăcut foarte mult, nici acesta nu știu cât a fost. L-am luat așa, l-am văzut și l-am luat, nu-mi prea păsa cât de multe, dar mai mult de 5 lei nu a fost sigur. Mi-am luat de la Kaufland niște riglet de geometrie, dar era 23 de lei și nu dau 23 de lei pe așa ceva când pot să dau 5 lei pe ăsta. De asemenea, acum ceva timp am luat două liniare, este unul negru și unul roșu, sunt făcute din lemn, cred, na, așa arată. Acestea le-am luat de la un magazin nemțesc, îmi trebuiau pentru niște DIY-uri și o să le folosesc și la școală, normal, pentru că îmi trebuie liniare așa lungi. Mi-am luat și un bloc de desen pentru că m-am cam săturat să tot ceșesc foi de la colegi pentru că mereu, mereu, mereu uit să-mi aduc foi cu mine la școală. Și mi-am luat acest bloc de desen. Are 15 foi, sunt destul de groase foile, deci mă bucur pentru că de obicei îmi iau foi din aia foarte, foarte subțiri și arată așa din așa. Pe tot suntem la capitolul ăsta, ne-am luat și niște pensule. Noi mereu îmi pierd pensulele, nu știu ce fac de le pierd mereu, dar le pierd mereu și mi-am luat acestea. Acestea sunt de la un magazin nemțesc. Apoi mi-am luat niște acoarele noi pentru că în fiecare an trebuie să mi le iau. Pentru că le stric rău de tot, gen combin culorile, pierd culorile, spar culorile, am puțin să scape jos să mi se spargă astea. Le-am găsit la Kaufland și am zis să mi le iau. De culori pe aici, nici măcar nu știu de ce vă arăt, știți cum arată acoarelele. La un magazin chinezesc de la mine din Sighișoara am găsit acest set de carioci. Uitați-vă cât de drăguț e. Nu o să arunc chestia asta niciodată. A fost doar 7 lei și merg, gen merg. Le-am folosit și în videoclipul trecut, cel cu DIY-uri, cu cariocile astea am colorat. În caz că n-ați văzut videoclipul, o să las aici sus. Pe eBay, din nou, mi-am luat aceste două scuzitori, sunt bufnițe. Nu m-am putut abține. Pe eBay erau mai multe culori și îți trimiteau niște culori așa random, cum apucau ei. Și chiar mă rugam să fie roșu și albastru, pentru că celelalte erau galben și verde și nu-mi plac culorile alea deloc. Și da, le am pe astea. Nu cred că o să le țin pe amândouă, cred că una o să o dau cuiva. Asta roz, cred, pentru că îmi place rozul, place mai mult albastrul și da. Tot de pe eBay mi-am luat un set de pixuri, sunt niște pixuri cu gel, sunt colorate și le ador, sunt atât de drăguțe, nici măcar, nici astea nu mai știu cât erau, pentru că le-am comandat acum două luni. Sunt foarte, foarte drăguțe, nu o să le desfac de aici pentru că m-am chinuit foarte mult să le pun înapoi, pentru că am vrut să le testez să văd dacă merg și merg. Le sunt foarte, foarte frumoase și sigur o să mă ajute anul acesta pentru că vreau să scriu mult mai colorat ca să pot învăța mult mai bine, pentru că eu mereu învăț mai bine dacă scriu mai colorat. De pe eBay mi-am luat încă două seturi de pixuri cu gel colorate. Am obsese, știu. Gen Galaxy, doar un set al meu, un set iau unei prietene. Gea, știu că te uiți. Bună. Au venit desfăcute, nu știu de ce. În fine, le-am probat pe amândouă. Gea, scuze că ți-am deschis pixurile, trebuie să știu că merg. Foarte, foarte frumoase, le ador, efectiv. Foarte, foarte mult că mi-am luat aceste pixuri. Apoi mi-am luat trei gume de șters. Sunt negre. Sunt doar negre și au aici ceva pietricică argintie.
Am vrut să iau toate să aibă petecica argintie pentru că erau mai multe culori și da, am 3 gume de șters acum să fiu sigură că nu pierd nicio gumă de șters pentru că mereu pierd guma de șters. Mi-am luat și un corector, mereu am nevoie de corector și mereu trebuie să îi cer unei colege. Nu o să mă deranjez în fiecare oră când o să-mi trăiască și o să am și eu al meu. Sper să nu vină acum toți la mine să-mi ceară. Am luat și un lipici nou, l-am folosit în videoclipul trecut. Îmi fac publicitate, scuzați-mă, dar e canalul meu. Am luat și un creion mecanic nou, aveam o grămadă de creioane mecanice, dar am zis să mai iau încă unul. Așa albastru, are și mine la el. Am avut odată acest creion mecanic la Kaufland și știam că îmi place și știam că e bun, al meu l-am pierdut. Și am zis să mi-l mai iau încă o dată. Am luat un set de creioane colorate, pentru că celelalte creioane colorate pe care le aveam mi le-am dat mamei mele, nu știu cum știu la ce avea nevoie. Mi le-am luat pe acestea, probabil o să-mi trăiască la geografie sau la biologie dacă am ceva de desenat, pentru că profesorii nu ne lasă să colorăm cu carioci, pentru că se vede pe partea cealaltă, etc. etc. Acum să începe cu caietele. Mama mea, ce lung o să fie videoclipul ăsta. E caiete pe care o să le țin de anul trecut, caietul meu de civică, nu l-am folosit pe tot, mai mult am rupt foi din el. Și la fel și caietul de religie, pentru că aparent scriem și la religie, dar scriem cam o dată la 2 luni. Caietul de muzică, din clasa 5-a, am mai pus un caiet aici nou, dar trebuie să le ținem pe amândouă. Acest caiet mic este dictando, adică pentru română, engleză, chestii. Este roșu, scrie ceva foarte drăguț aici, nu o să mai stau să citesc pentru că am un accent foarte, foarte frumos când vorbesc în engleză, nu glumesc. Pe acesta este așa foarte drăguț, este tot dictando. Apoi l-am pe acesta exact ca celălalt, doar că acesta este de matematică. L-am și pe acesta, este tot de matematică. L-am și pe acesta și acesta este tot de matematică. Am uitat să zic că am caietul de informatică. Am scris 3 pagini în el. Am mai multe pagini decât am scris. Am cumpărat 2 caiete de biologie, știu că o să trească să-mi cumpăr mult mai multe pentru că scriem foarte mult la biologie. Am mai cumpărat 2 prima dată pentru început și apoi o să mai cumpăr pe parcurs. Și mi-am mai cumpărat încă un caiet de geografie. Bun, acum cu caietele studențești. Pe acesta, pe care l-am făcut aseară, nu am mai avut timp să filmez și pe acesta pentru videoclip. Este așa, scriu 24, Stilinski, dacă vă uitați la timpul știți ce asta, e numărul de lacrosse al lui Styles. A.K.A. personajul meu principal din Teen Wolf. Apoi l-am pe acesta. Pe acesta vi l-am arătat în videoclipul cu DIY-uri, doar că i-am pus aici ceva bandă pentru că se dezlipia de aici. La toate caietele le-am pus așa, chestia asta neagră aici, nu am mai arătat și în videoclip pentru că nu mai aveam bandă din aia și a trebuit să merg să cumpăr. Aceste 2 caiete și pe acestea vi le-am arătat în ultimul videoclip cu DIY-uri. Și la fel și acesta. Am făcut și pe acesta, este așa cu balonașe, este foarte, foarte drăguț. Și pe acesta vi l-am arătat în videoclipul trecut și este preferatul meu pentru că este inspirat de Harry Potter și da, sunt fan Harry Potter. Apoi l-am pe acesta, este tot așa făcut cu hârtie din aia adezivă, doar că aici am lăsat alb și doar aici am făcut hârtie. Apoi l-am pe acesta, unul dintre favoritele mele, scrie Normal People Scare Me, este din serialul American Horror Story, dacă îl știți, este unul dintre serialele mele preferate. Sper că nu am ratat nimic, sper că v-am arătat tot ce aveam de arătat. Dacă sunteți pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Dacă vreți să vedeți un Q&A legat doar de școală și aveți întrebări legate doar de școală la comentarii. Și da, cam atât am avut de spus. Sper că v-a plăcut videoclipul și ne vedem săptămâna viitoare la un nou videoclip. Pa!